Acum, ce să vă spun, părintele Tănăsache, dacă deci de la seminar, fiind meticulos, foarte ordonat, după performanță pe care l-am realizat o misiune dată, orice carte, rar o găsesc la părintele Tănăsache, nu vreau să poate doamne ferește, dar m-am spus că e o carică de la el, de Ocăria 5, și apoi cele trei volume de dogmatică. Atunci nu se chisam, într-adevăr. Erau rare, adică de mai de unde se putea. Ori așa a lui Dumnezeu și uitați că, deși amândoi, adică uneori, părintele Tănăsache trebuie să mărturisesc în fața tuturor, am avut în decălugării, dar șederea pe la mănăstire a fost esențială pentru itinerarul meu duhovnicesc. Inclusiv, a trebuit să ajung la mănăstire din azi, ca să cunosc pe părinte Glauba în București, pe părintele Stădimai în București. Dacă Ionuț Lazar, domnul secretar, vrea să ne spună ceva de ce părinte a făcut, așa cum mi-a plăcut, deci am rămas uimit, zice, ai, ce părinte! Eu nu știam, dar mi-am dat seama că toți cei care au trecut la neamțul, e imposibil să nu fie cunoscut. Da. Un chip transfigurat al Părintelui
Elefterie, nu am văzut la nimeni de atunci în viața aceasta și vă rog să mă credeți, am ținut și țin în continuare legătura cu biserică. Eu nu sunt cleric, dar țin legătura cu biserică. Deci era, pe lângă toate celelalte carități care s-au, care au fost enumerate în sala aceasta aici, pe carte, părintele era un slujitor desăvârșit, desăvârșit. Ce să mai spun de alte evocări. Deci ar fi multe de spus. Câte sute de lei ți-a dat?